Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe data de 14 iulie. Am vreo 5 zile de cules, dacă nu mă înșel. Și să aruncăm și noi o privire la familiile care sunt mari așa și care au puterea de a căra miere. Am câteva astfel de colonii. Aceasta este matca roșie și acolo în depărtare se mai văd câteva colonii cu caturi pe ele. Acestea sunt coloniile mari care nu am filmat în filmul anterior, că am filmat acolo un roi bun de iernat și o familie care n-a roit, dar problema asta cu totul altfel. Ia uitați, deci uleiul esențial este pus de 2 zile. El va trebui să vină aici cu foi, cred că. Deci Albina în 2 zile a construit acel făguraș mic. Acolo unde stă Albina așa grămadă, e un făguraș. Iar uleiul esențial îl ia cam în 7 zile, să zic, 300 de mililitri. Deci foarte puțin, iată ce. Ăsta îl ia în 2 zile. Dar e suficient cât să ajungă unde trebuie. Nu l-am mai deschis de mult. Da, are Albina suficientă. Foarte fain arată această colonie cu matcă roșie. La măcile roșii, dacă au cules, dacă au cules bun, atunci pur și simplu explodează. N-am mai umblat de mult la el, n-am mai avut motive acum. Am motivul ăsta de a umbla la el ca să văd ce planuri îmi fac mai încolo. Eu n-aveam de gând să-l mai deranjez. N-am știut că am floarea soarelui chiar așa aproape. Vă dați seama de cât ies eu din curte, mă duc, îmi fac o analiză și în acasă. Cam atâta e deplasarea mea din curte. În rest îmi petrec ziua mai mult acasă. Iată, să vedem ce a făcut matca roșie. După aia vom arunca o privire și pe la cei de acolo. Dacă ridic 2 rame, suficient, zic eu. A fost extrasă mierea odată la el. N-am mai umblat de multișor și a făcut cam ce a vrut el pe aici. Ia, se vede. Să vedem. Face treabă sau nu face? Aici avem nectar proaspăt. Deci o să mai dureze un pic până, iată ce frumos este, așa, nectarul proaspăt, e pe toată rama, dar vreau să arunc așa o privire, să văd puiet, să văd cum arată el așa. Mai frumos așa. Albina are suficientă, că fiind o colonie mare și cu spațiu, plus că acolo a venit acest cules, eu zic că e abundent. O, să fie
Ăsta o să ierneze, ca de obicei, pe 10 rame. Iată ce puiet frumos are. N-ai ce să... Măcile roșii sunt foarte... Cum să zic eu? Foarte, foarte bune la... Avea cantitate mare de albină. Iată ce frumos este. Foarte fain. Foarte fain puiet. Matca roșie aceasta este în al treilea an, deci al doilea an de producție, așa se spune. Deci, dacă matca este în primul an, acela nu se pune, deci nu se pune anul în care a eclozat, ci se pune anul următor în care ea este la maxim. Deci este în anul 2. Arată foarte, foarte bine. Hai să mai aruncăm o privire pe la vreo câteva rame. După aia trecem la altul. Aici, cred că totul e cu larvar, cu puiet eclozat. Da, eclozează albină tânără și avem foarte mult, foarte mult arvarouă. Da, foarte fain. Acum singurul lucru este să nu-l aveți plin de varouă. Atunci s-a stricat tot, degeaba ai albină multă și e plină cu varouă. Deci o albină foarte faină. Asta matcă văd că știe ea bine ce are de făcut. Nu mă surprinde ca nectar, o să vedeți de ce, fiindcă are un consum enorm. Adică a văzut matca că vine nectar de afară, hai să umplem totul cu puiet și asta a făcut. Deci, în privința albinei, va fi destul albină. Așa. E ușor. Și aici avem la fel. Puiet care eclozează acum, albină tânără, ui la sare dacă a apucat matca să o, de obicei da, a ouat. Arată foarte, foarte bine, frumos, e frumos că văd multă albină tânără. Bun, acum mă dați seama că e o colonie aparte aceasta, la care țin foarte mult. Am multe fiice de la ea anul acesta. Am avut grijă să fac multe fiice. Foarte fain. O să trec direct la miere. Sigur are mult puiet oricum. O să mă duc direct la rama aceasta. Să văd, are miere, că puiet, puiet. Privința puietului nu stă rău. Imediat suntem în august, mai e un pic. Ia să vedem, aici avem nectar, de obicei da. Da, avem prima, nu știu dacă e prima. Da, este prima ramă de nectar, să zicem așa, asta e a doua care vă prezint de la această familie. Foarte mult nectar, mai durează până la căpăcire, dar încă mai e, mai e încă cules și o să mai dureze până umflă ele
aceste rame. Dăm mai departe. Bun. Deci bucuria pe anul acesta este că mâncarea este suficientă. Au să zic așa, și condițiile sunt favorabile, fiindcă am avut ploi la greu, adică a plouat. Iată, aici e magazia, acum căpăcește magazia, adică capetele la... Aici a fost extrasă mierea, iată. Ia, ce fain, avem miere. Deci această colonie și-a făcut mierea pentru borcane. Să nu credeți acum că noi extragem, extragem, cum să nu? Extragem, la ce văd eu aici, măcar două rame, adică dacă de la matca roșie scot două rame, e boierină, e boierină, că am mai scos vreo 15 kg cu 6, 21 de kilograme pe tot anul. Acum aici fiind pe staționar, fără să te duci nicăieri, avea 20 ceva de kilograme de miere. La acest tub, că o să vă arăt alte colonii care fac miere de fapt. Mie mi-au plăcut mereu coloniile acestea. Ia. Are miere suficient, da? Avem. Asta este și miere proaspătă și un pic mai veche, dar pe partea asta e miere proaspătă. Bun, aici eu cred că e un pic mai veche. Că eu le-am mai lăsat miere când extrag, nu le iau toată mierea. Puietare albina are. Nu avem ce să comentăm, foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Acum tragem la loc toate ramele. Sunt destul de grele, că totuși au făcut coronițe. Nu trebuie să intervenim cu sirop de completare. De fapt, este al treilea an în care nu mai folosesc sirop de completare. Ia așa. Foarte, foarte fain. Albina sănătoasă tot, aș putea să-i pun o foaie, da? Unde am pus foaie umple cu miere. Bun. Foarte fain. Bun, o să întrerup și facem un film mai departe la celelalte colonii, măricele. Aceasta o să o mai deranjăm când extragem, când încep și extrag și fac... cum să zic eu, organizez mierea pentru iarnă. Iată, cineva m-a întrebat că se pot refolosi aceste lavete. Nu se pot refolosi. După ce oxalicul se evaporă din ele, se vor distruge. Albina o să o cureți afară. Iată, aici mai avem un pic de oxalic.
Aici văd eu că mai au oxalic sau nu, oricum trebuie să vin cu o altă rundă de oxalic. Așezăm frumos la loc, așa cum îi place ei, albinei. Îi pun uleiurile esențiale. Uleiurile esențiale nu afectează mierea, contaminarea mierii, fiindcă nu este eliberat în așa fel încât să ajungă la miere. Nici măcar capă nu este folosită, fiindcă odată cu un cules mai abundent, uleiul esențial scade drastic, adică consumul. Consumul de uleiuri esențiale scade drastic. În momentul în care văd că a reluat consumul de uleiuri esențiale, atunci aș fi sigur că s-a terminat culesul și merg la extragerea mierii. Bun. Ia să mai verificăm noi câteva coloni. Acum întrerup filmul și mergem mai departe la un următor film.